În comuna Ghimpați, pe un drum lăturalnic situat la intrarea în localitate, a apărut din senin un depozit necontrolat de deșeuri, mai bine zis o groapă de gunoi pe circa 100 de metri pătrați. Un cetățean a sesizat prefectura, care la rândul ei a sesizat garda de mediu, iar împreună s-au deplasat la fața locului. Au găsit terenul plin de deșeuri, dar și mai mulți cetățeni de etnie romă care au început să amenințe. Când am ajuns la fața locului, se afla un domn care a susținut că este angajat al primăriei Ghimpați. De asemenea, acolo se găsea și un utilaj. Șoferul nu a știut să ne spună dacă utilajul are contract cu primăria sau nu. A susținut că este al unei societăți comerciale private. De asemenea, după ceva timp au apărut mai multe persoane care ne-au adresat cuvinte injurioase, au proferat amenințări la adresa comisiei. Pentru a nu degenera lucrurile, ne-am deplasat la primăria comunei Ghimpați pentru a încheia acest proces verbal. În primărie însă au avut voie să intre doar reprezentanții comisiei de control, jurnaliștii și ei prezenți fiind nevoiți să aștepte afară, ușa primăriei fiind păzită de mai multe persoane de etnie romă, apropiate, se pare, primarului Constantin Cărăpânceanu. Asta e primarul nostru care trebuie să cade aici! Asta primarul a făcut, nu alții! În primărie, Comisia Prefecturii și a Gărzii de Mediu nu a făcut decât să încheie un proces verbal, întrucât niciun angajat al primăriei nu a dorit să prezinte vreun document din care să reiasă că terenul cu deșeuri aparține primăriei Ghimpați sau unei persoane fizice. Am semnat pe procesul verbal cu constatările de la fața locului. Voi sesiza colegii mei, doi comisari de control, care mâine vor veni la fața locului, vor constata și dumnealor, dar și noi am luat probe prin fotografii astăzi de la fața locului. Deci ne va susține actul și dovezile de astăzi, fără niciun fel de problem. V-ați simțit amenințat astăzi? Doamnă, noi ne simțim amenințați de fiecare dată când se întâmplă un lucru de genul ăsta. Că e societate comercială, că e persoană privată, vă închipuiți că nimănui nu-i convine să fie amendat. Și amenzile de la Garda de Mediu și legislația ne impune să dăm amenzi consistente. Eu nu zic că nu e normal, ba e normal în unele situații. În momentul când situația se repetă, chiar vă spun la modul cel mai serios că sunt mulțumită că amenzile sunt așa de mari. Pentru că pornim gradual și noi, Garda de Mediu. Să știți că am făcut o regulă, pornim gradual. În lipsa primarului, care a lipsit la momentul controlului, a documentelor care să ateste proprietarul depozitului de deșeuri și a semnăturii de pe procesul verbal al angajatului primăriei care a fost găsit la groapa de gunoi improvizată, inspectorii Gărzii de Mediu vor reveni în control, de data aceasta și cu sancțiuni. De altfel, și anul trecut, primăria Ghimpați a fost sancționată de Garda de Mediu cu 50.000 de lei pe aceeași temă.